decorațiile fostului angajat de la Banca Socială. De asemenea, am încercat să luăm legătura cu acesta la un număr de telefon deservit de un operator național. Telefonul este deconectat, vom încerca prin alte metode să facem legătura cu această persoană. Sper că măcar dumnealui va veni la Procuratura Anticorupție și va face declarații. Respectiv, vreau să atrag atenția că din lista persoanelor pe care dumnealui a făcut-o publică, practic 90% persoanele respective au deja statut procesual pe dosarele în care se investigează situația de la Banca de Economii. Și în rest, deja cu detalii, vom reveni ulterior.